Banatului, Banatul de Șes în Banatul de Munte. La librăria Sendecat, în această seară, avem oaspeți dragi din Banatul de Șes, mai exact de la Lugoj. Îi invit în fața dumneavoastră, într-o lectură publică, pe câțiva dintre membrii cenaclului Banatul din Lugoj, care au venit cu mare, mare drag la Reșița și noi îi așteptăm și am primit cu același mare drag. Vom avea lectură publică în seara aceasta. Dintre scriitorii de seamă, Adriana Weimar din Lugoj, pe care o invit să ia loc la prezidiu și să o aplaudăm. Mia Rogobete, Laurian Lodoabă, recent întors din Canionul American, Ionel Panait și Constantin Buiciuc, ne va delecta cu chitara, un lugojean de seamă, un vechi prieten al librăriei Sendecat, Vasile Gondoci. Dați-mi voie să vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul liber și că ați venit în această seară și să-l rog pe poetul Iacob Roman să aducă salutul Direcției pentru Cultură și Patrimoniul Național Cara Severin. Ne bucurăm să fim împreună, mai ales că am impresia că această colaborare a noastră, vrând nevrând, va fi din ce în ce mai strânsă. Cred că și mitologiile noastre, trebuie să le, vorba lui Jurma care ne-a dat asemenea temă, mitologiile noastre, trebuie să le armonizăm, pentru că în curând, cum știți, Reșița este orașul cu poeți și în curând, dacă se face reorganizarea administrativă, vom fi absolut identici din foarte multe puncte de vedere. Bănuiesc că veți veni și la Cenaclu Semenicul, cel puțin într-o formulă asemănătoare, pentru că știu că în Lugoj mai sunt și alți creatori de seamă, și de asemenea, așa cum se face, ne veți invita și pe noi cei din Reșița să, din când în când măcar, să încercăm să facem această mitologie bănățeană de oraș, mai ales că nu știm exact ce poziție va avea Timișoara odată redevenită marea capitală a Banatului. Nu știm cum vor primi arădenii colegii noștri și hunedorenii toate aceste restructurări în geografico-literare, apropo de geografia literară, dar cert este că dacă densitatea culturală este mai mare și rezultatele, eu sunt convins că vor fi mai bune. De altfel, o să-mi dați dreptate imediat ce veți începe lectura, pentru că una este să citești între cunoscuții tăi, care te prețuiesc și din multe alte puncte de vedere, și alta să vii între niște critici acerbi, cum sunt reșițenii, care prețuiesc exact cartea. Sigur, cartea rămâne și bănuiesc că veți lăsa la librăria Semn de Carte, ați și lăsa toate cărțile, că multă lume vine acum și întreabă unde se pot găsi, circulația cărților, mai ales de poezie, dar și în general este tare defectuoasă și e bine să mai mulțumim odată gazelor noastre care umplu un gol, iată, cu promovarea, un gol în promovarea literaturii bănățene. Vă mulțumim și vă dau cuvânt. Pe criticul, nu? Haideți, Îndrăsniți! Eu am scris cel ultim poezie, dar de mulți ani deja muza mea a fugit cu un poet tânăr și ca urmare a trebuit să scriu critică literară, recenzii. Cred că în această carte și mulți autori reșiteni, dumneavoastră acest lucru. Și de aceea văd că trebuie eu să îi prezint pe Lugojeni, deși nu e niciun fel de regie, nu m-am pregătit absolut deloc, n-am știut că eu voi vorbi. Da. Doamne, da. Doamne, da.
Am adus o poezie care mi-a dat foarte mult. Este un lirism profund și închis în el, care prin această închidere în el devine expresionism lent, Ionel Panaite. Mulțumesc. Eu n-am să mă ridic în picioare, să fim tot la același nivel. Vreau să spun că mă leagă foarte multe amintiri plăcute de Reșița și ultimele au fost, am avut băiatul la lotul național, băiatul cel mic la lotul național de gimnastică de aici de Reșița, coleg de cameră cu Flaviu Scoții. Dar băiatul meu, poate Ionel, Alexandru Panel l-a chemat. A căzut la bară și s-a rupt mâna și s-a întrebat, dar era în lot. Dacă își continua, era campion ca și Flavius. Dar spre deosebire, eu credeam că și părinții lui Flavius, deși îl cheamă Poții, nu știu gurește nimic, care e o boabă. Tatăl și-a spus că abar n-are de unde. Că eu am încercat ceva cu părinții de timp. Dar bine, acum trecem la poezie. Memento. A rămas în gara de nord, cu zăpada pe umeri și nu ne mai certam. Doar noi doi cu viscolul a rămas în gara de nord, când trenurile nu mai plecau spre infinitul dorit spre casă. S-au acumulat zările și reproșurile spre costumul purtat altădată. Acum, când te uiți la televizor, nu uita că în gara de nord patinam cu gândurile peste nisipul unui deșert. Tot mai des coboară câmpia din vis în fântânile satului, unde fluturii se cer prin iarbă de culori, gările nesomnului uitate răslețe în mere de toamnă, mă întreabă de soare, de apă, ce poposesc în lutul din sângele meu. Mă puțin că eu am zis că le iau pe mult la întâmplare, dar sunt unele care îmi plac mai mult și... Păpădie. În mijlocul grădinii cu ierburi de câmpie, mi-a rămas pălăria mică și tata a pus-o sperătoare de ciori. Câmpia și-a cioplit rănile în ceruri, iar pe pământ se aleargă îngerii cu sufletele truditorilor. Îmi zice buna noapte că somnul câmpiei își va ascunde treptele spre cristalul florii de măcieș. Eu acum citesc mai la întâmplare, nu știu dacă vă deranjează sau nu. Adică... Mirată, asprivirea aleargă în livada cu toamne. Se așează tot mai rar frunze sub tălpi. E dimineață cu chip de rouă al țărâncii cu, cu vise în ierburi și semințe de câmp. Vânătorule, cum te împaci cu dușmanii când ai împușcat stolul de prepelițe? Am ars gând scânduri la marginea câmpiei spre o haba forgaci. Eu sunt din Sinersi și domnul Sârbu este din o haba forgaci. De ne cunoaștem de când copii, vecini acolo. Am ars scânduri la marginea câmpiei spre o haba forgaci și am adunat cu ei din cenușă trept comori. Nearaie, așa e? Când câmpia doarme, culorile florilor se trec în căloșile îndrăgostiților. E adevărat sau nu? Cântecul de greier ne ocolește cu răcoarea nopții ca să ne lase mai triști cu o toamnă. Pentru că suntem în toamnă, nu? Și mai aveam un alt și atunci am încheiat ca să mai las celorlalți. Turul 2? Mai facem un tur? Sigur. În camera trecerii din copilărie ne-am jucat cu zodiile de argint, pereche am rămas cu diadema de smarald peste suflet de poet. Mulțumesc! Și dovadă că nu a fost regie este că nu mai știu ce să fac. Dar mă gândeam că dacă a fost turul întâi, deși la alegeri acum va fi un singur tur, totuși... Mulțumesc! Vreau să dedic această poezie tuturor celor de față și tuturor cititorilor și iubitorilor de poezie.
Atât de mult aș vrea să vă fiu o mare de lumină într-un strop de cuvânt și o mare de suflet într-un strop de lumină. Atât de mult aș vrea să vă fiu o mare de suflet într-un strop de cuvânt și un strop de cuvânt într-o mare de suflet. Spiritul meu este liber. Spiritul meu este liber. Chiar de-n trup, deseori, durerile smute închisori. Chiar de-n gând, uneori, mai cad din seninuri, din sori. Spiritul meu este liber. Nu-i pasăre cu aripi mai largi, nu-i zbor cu cer mai înalt. Spiritul meu este liber. Strop de iubire. O mare de-aș fi, nu mai cuprinde în priviri. Un strop de iubire, de suflet ce-ți sun, mă cuprinzi în priviri, picătură întreagă, limpede, curată, singură eu. De-ți vei închide ochii, de-ți vei muta privirea, picătură întreagă îți voi curge pe chip, strivită, limpede, curată, mult prea singură eu. Ne întoarcem. Ne întoarcem spre noi când ne pierdem în timp. În lăuntrul clepsidrei plânsul e veșnic. Ne întoarcem spre doi în fiecare anotimp. În lăuntrul iubirii cu suflet statornic. Ne întoarcem mereu, tu și eu. Și la primul tur urmează doamna Maria Rocobete. Pentru toate mamele care sunt pe pământ și care sunt în cer, aș vrea atâtea să-ți spun, mama. Poate în copilăria mea, frumoasă mamă, am strecurat cuvântul te iubesc, dar nu mi-aduc aminte. Acum, la vârsta mea, la anii ăștia, și smulți, bagă de seamă, o spun din suflet, o spun fierbinte, te iubesc, mama. Și aș vrea să fii chiar lângă mine, căci mi-a venit curajul, mama, să pot vorbi cu tine. Ce dacă ești la Dumnezeu? Poți, mamă, să mă asculți și să mă ierți, să mă ajuți, să-ți spun măcar acum, mi-e greu. Te iubesc, mamă, și te-am iubit mereu și spun atâtea și lui Dumnezeu că te-am iubit tot timpul, dar n-am avut curajul, mi-a fost greu și lacrimile curg pe fața mea și mă căiesc. De ce nu am putut să spun măcar o dată, un simplu și banal, un te iubesc? Alerg ca un nebun pe străzi, alerg să mă întrețin și în ochii mei ești tu, o sfântă, și la plutire mă mențin. E atâta forfotă și lume, mamă, ai fi putut să fii și tu pe aici, să-mi faci o comedie sau o dramă, să faci orice, măi mamă, dar să trăiești printre mămici. Stau lângă apă și ascult liniștea serii, sunt numai eu, ești lângă mine și plâng din nou pe muzica tăcerii. Și în seara asta eu vorbesc cu tine. De ce nu am putut să spun măcar în glumă că te iubesc când existai și mă adorai? M-ai lăsat, mamă, să cresc și tu ai plecat departe în rai. Iubesc viața și o femeie, iubesc oamenii, natura, dar nimic nu se compară cu ai tăi ochi, cu nasul, gura. Și-ți văd chipul drag și blând și lacrimile curg și roaie și în suflet am pietroaie. Dar știi tu în mine ce gândesc, căci aș fi vrut să spun, mămică, un sincer te iubesc. Pentru că toamna a ajuns la noi în casă, în inimă, în suflet. E toamnă, frumoasă doamnă, o mică proză. Alerg pe aleile acoperite de frunze, peste tot o singură culoare. Ruginiu. Mă uit într-o vitrină și mă văd. Am părul roșcat, am obrajii de un roșu închis, si de faț. Ochii-mi sunt galbeni. Mâinile pământii, văd bine? Toamna mi-a intrat în suflet. Am devenit castanul din parcul atât de aglomerat, sunetul zarurilor, țipetele copiilor, pașii apăsați ai bătrânilor, clipocitul buzelor, acelor îndrăgostiți. Oh, toate le savurez cu o plăcere nebună. Mă uit printre frunze, acelea care mai sunt, printre crengile rărite,
sunt un castan și lumea mea de castani m-a primit cu o pocală de vin și uite că mi s-au lipit atâtea frunze de talpa bocancului. În mintea mea